Matei, capitolul 13. 7 pilde despre împărăția cerurilor. În ziua aceea a ieșit Iisus din casă și a șezut la țărmul mării. Și s-au adunat la el gulate multe, așa încât a intrat și a stat în corabie. Iar tot norodul ședea pe țărm. Și l-a grăit lor multe în parabole, zicând: în primul rând, Iisus cel simplu și umil și adevărat nu poate să iasă în evidență. Nu poate să sfătuiască pe nimeni pentru că nu are pe cine să sfătuiască. El știe foarte bine că în fața lui este Dumnezeu, e soare de iubire și nu ai ce să îl înveți. Soare de iubire care joacă infinite roluri. În fiecare din oameni este același al nostru Dumnezeu care duce oamenii în anumite lecții pe care el a pregătit din lumea de dincolo. Ce să schimbi, că n-ai ce să schimbi. Dar lecțiile acelea nu pot fi scoase, pentru că îi duc pe oameni la înțelegere, înțelepciune și iubire. Doar să îl lăsăm în pace, se poate, atât. Să singura evanghelie, să lăsăm pe Dumnezeu în pace. Și când iubești orice ar fi, așa și în universul tău va fi. Deci este eu, va lua forma interiorului tău, după cum ești tu în adânc, în ascuns. Ia să vedem ce pildă a spus. Iată, a ieșit semănătorul să semene. Și pe când semăna, unele semințe au căzut pe lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat. Altele au căzut pe loc pietros, unde n-aveau pământ mult și îndată au răsărit, pentru că n-aveau strat adânc. Iar când s-a ivit soarele, s-au pălit de arșiță și neavând rădăcine s-au uscat. Altele căzură între spini, dar spinii au crescut și le-au înăbușit. Altele căzură pe pământ bun și dădură rod, una 100, alta 60, alta 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Deci asta este chiar împotriva a ceea ce spune el. El degeaba vorbește la mulțime, că nu poate să fie auzit decât de cei care trebuie să îl audă și care sunt înfrânți cu inima, iar mai greu la oameni înfrânți cu inima benevol, pentru că ei se înfrân cu inima doar forțat. Deci nu te ascultă nimeni, nu te aude nimeni, nu te pricepe nimeni și nu te urmează nimeni. Deci este fără rost. Exact ca pilda aceasta a semănătorului. Și cazul acesta al treilea nu prea este valabil. Pentru că dacă el este mai sus, se pune mai sus, are orgoliu. Dacă are orgoliu, din față îi vin numai oameni care nu pricep nimic, ca să-i distrugă orgoliu. Dacă avea iubire, nu era vizibil. Era jos, jos de tot și nu ieșea în evidență. Și nu avea cine să vină la el, pentru că neavând ego, nu avea ce să scadă la el. Deci este o situație imposibilă pe care o prezintă el aici. Cine are urechi de auzit să auză? Atunci ucenicii, apropiindu-se de el, i-au zis: de ce le vorbești lor în pildă? Iisus le răspunse: pentru că vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, pe când acelora nu li s-a dat. Păi dacă nu li s-a dat, ascultă degeaba, pentru că nu pot să priceapă, pentru că nu li s-a dat să priceapă. Căci celui ce are îi se va da și va prisosi, iar de la cel ce nu are și ce are îi se va lua. Deci dacă nu te-a făcut Dumnezeu să auzi și nu te-a pregătit să auzi și să înțelegi, nu vei auzi și nu vei înțelege nimic. Și cum oamenii din față sunt după cum ești tu în interior și dacă tu te-ai ridicat mai sus, înseamnă că ai orgoliu. Înseamnă că oamenii din față nu sunt dintre cei care ascultă, înțeleg și acceptă. Sunt chiar pe dos, după cum suntem noi în adânc. Și sunt exact oamenii care nu înțeleg și nu aud nimic. Pentru că el era mai sus. Deci când cineva este mai sus, are orgoliu, mândrie și trufie și nu poate să învețe pe nimeni nimic. Mai sus, ca este simplu și modest și este jos, ar putea să învețe, dar el nu vrea să învețe pe nimeni pentru că își dă seama că nu are pe cine să învețe, pentru că în față este numai soarele de iubire care are lecții proprii și lecțiile acelea nu pot fi scoase și nu ai ce să înveți și pe cine să înveți, că în față este numai Dumnezeu. Adică Dumnezeu este mai sus și nu ai ce să-L înveți pe El. Noi suntem mai jos. Materia nu poate să învețe pe Creatorul Lumilor nimic. Deci, discuția este închisă. Deci, au pus un om mai sus, nu ca să fie un model pentru ceilalți de urmat, ci ca să nu înțeleagă nimic, să nu învețe nimic, pentru că efectiv nimic nu le transmite, care să miște ceva, pentru că oricum, având orgoliu și fiind pus mai sus, vor veni întotdeauna în fața lui doar oamenii care nu înțeleg nimic și care fac zadarnic efortul lui. Dumnezeu îi arată că nu ai pe cine să înveți. Celui care are îi se va da, va prisosi. Asta este valabil la efortul propriu. Dacă faci un efort de depășire de sine, Dumnezeu îți va dărui o înțelegere mai mare. Cu fiecare efort pe care îl faci, mai multă înțelegere vei primi de sus. Iar cea care nu face niciun efort, acelea îi se ia și ceea ce are deja.
Pentru aceea le vorbesc în pilde că văzând nu văd și auzind nu aud, nici nu pricep. Omul e simplu, trebuie să vorbești direct. Dar degeaba îi vorbești direct că tot nu aude. Omul aude numai ceea ce este interesat el să audă. Restul respinge. Deci aude numai ceea ce el deja a trăit, a experimentat. Restul nu acceptă și nu este de acord. Dacă mai vorbești și în pilde, și așa nu înțelege nimic. Pentru că ei fiind egoiști, ei nu văd și nu aud nimic. Și nici nu pricep. Și se împlinește cu ei profeția lui Isaia care zice: cu urechile veți auzi, dar nu veți înțelege și cu ochii vă veți uita, dar nu veți vedea. Pentru că au idoli. Deci în fața ta îți va veni întotdeauna cineva care este asemănător cu tine. În toate vine ceea ce suntem noi în adânc. Dacă el tot timpul s-a ridicat pe sine și a fost ridicat mai sus, i-a crescut orgoliu foarte mare și din față vor veni numai orgolioși care nu aud. Orgoloșii nu aud. Nu aud, nu înțeleg, nu văd. Degeaba se uită că nu văd, degeaba au urechi că nu vor auzi și nici nu vor înțelege. Că inima acestui popor s-a îngroșat și cu urechile aude greu și ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vază cu ochii și să auză cu urechile și cu inima să priceapă, ci să se întoarcă și eu să-i tămăduiesc pe ei. Nu ai pe cine să schimbi în afară. Oamenii care vin din față vin ca să te deranjeze cu nivelul nostru de egoism și de orgoliu, ca să ne distrugă idolii. Nu asta este problema. Să ne schimbăm pe noi, să ne înfrângem binele, ego-ul, diavolul, și atunci de această putere de înfrângere de sine vor putea să beneficieze foarte mulți pe fundal, fără să le spui nimic, fără să înveți pe nimeni nimic, fără să scrii o carte sau să ajungi la televizor. Deci inima oricărui popor aude greu și ochii lor le este închiși, sunt închiși, ca nu cumva să vază cu ochii și să audă cu urechile și cu inima să priceapă și nebunia de pe lume visează să-i tămăduiască. Și eu să-i tămăduiesc. Când Iisus cel simplu și modest nu tămăduiește pe nimeni pentru că nu are de ce. Fiind una cu Dumnezeu, Dumnezeu jucând roluri prin fiecare din noi, vând lecții de trecut, nimeni nu-i poate lua lecțiile. Pentru că lecțiile acelea îl duc pe om la înțelepciune, la înțelegere, la iubire. Fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud. Adevăr grezi vouă că mulți proroci și drepți au dorit să vază cele ce priviți voi și n-au văzut, ci să auză cele ce auziți voi și n-au auzit. Este dificil. Vezi și auzi numai ceea ce ai trăit în prealabil, înainte. Ceea ce nu ai trăit, nu auzi. De aia spun că înfrângerea de sine este cea care destupă urechile și deschide ochii. Înfrângerea de sine dă la o parte vălul pe ochi, ne dă posibilitatea să vedem. Dar aici nu spune ce îl poate face pe om să vadă și să audă. Să-l vadă pe Dumnezeu peste tot. Ce? Ce efort? Și nu va spune niciodată asta, pentru că ar însemna să ne dea înapoi puterile divine și să dispară din lumea noastră, din universul nostru. Toți stăpânitorii, reparatorii, paraziți, preoți, avocați, medici, psihologi, politologi, politicieni, iluminati, toți, care suc sângele poporului. În momentul în care au pus un om mai sus, am pierdut divinitatea. Dacă înțelegeam și ne dădeam seama că Dumnezeu este în toți în mod egal, nu puteau să ne divizeze. Din cauza asta, cel mai important lucru pentru ei a fost să îl înlăture pe Dumnezeu de peste tot. Și ne-au ascuns un lucru evident, că acest corp este corpul lui, este viața lui, este lumea lui și este voința lui peste tot. Și ei au luat locul lui Dumnezeu și au devenit stăpânitorii noștri. Asta mișcare au făcut. Voi deci ascultați pilda semănătorului. Oricine când aude cuvântul împărăției și nu-l înțelege, vine cel viclean și răpește ce s-a semănat în inima lui. Aceasta este sămânța semănată lângă drum. Oricine când aude cuvântul împărăției și nu-l înțelege, vine cel viclean și răpește ce s-a semănat în inima lui. Aceasta este sămânța semănată lângă drum. Cel care nu a trăit acele lucruri nu-l aude. Cea semănată în loc pietros, acesta este care aude cuvântul și îndată îl primește cu bucurie, dar nu are rădăcină în sine, ci este până la un timp. Și întâmplându-se strâmtorare sau prigonire,
pentru cuvânt, îndată se zmintește. Deci nu le-a trăit el, nu au venit din el și nu sunt sigure, nu au rădăcină, nu sunt stabile. Și nu este convins. Dacă vin alte idei, se părăsește pe celelalte. Și îndată se zmintește. Cea semănată în spini, aceasta este cela care aude cuvântul, dar grija acestei lumi și înșelăciunea avuției înăbușește cuvântul și se face neroditor. Deci este vorba despre cel care trăiește dinainte aceste lucruri, dar nu are o imagine clară despre ele, nu are o concluzie stabilă și din cauza aceasta, dacă aude altceva, renunță la ceea ce a experimentat. El chiar are nevoie de mai mult timp, de mai multă trăire, ca să poată să ajungă să fie convins. Și oscilează și dacă aude alte cuvinte, îl înăbușe și pierde rodnicia celor găsite de el. Iar sămânța semănată în pământ bun, aceasta este cea care aude, acesta este care aude cuvântul și îl înțelege, deci care aduce roadă, unul 100, altul 60, altul 30. Deci cel care a trăit aceste lucruri a ajuns la niște concluzii clare, experiențele lui a fost repetitive și mereu același și la același concluzie a ajuns, ele s-au consolidat și au adus roadă. El nu poate fi înșelat și nu ascultă ce zic alții. Altă pildă le-a pus lor înainte zicând, asemenea este împărăția cerurilor omului care a semănat sămânță bună în țarina sa. Deci împărăția cerurilor se câștigă numai prin efort propriu. În urma acestui efort obținem concluzii cuprinzătoare, sinteze, esențe și trăindu-le din unghiuri diferite, ele rămânând aceleași, devin puternice. Aceasta este împărăția cerurilor din noi. Adică concluzie la care ajungem și sunt temeinice, sunt mereu același, indiferent de situații, oricât de variate ar fi, nu le pierdem, nu ni le ia nimeni și sunt mereu acolo și foarte practice. Deci împărăția cerurilor se aseamănă cu sinteze cuprinzătoare și ea se obține numai și numai când alăturăm mai multe perspective diferite despre unul și același lucru. Deci dacă noi nu alăturăm perspectivele diferite, noi nu putem obține esențe puternice, deci nu ne putem apropia de împărăția celor. Te apropii cu atât mai mult de împărăția cerurilor, cu cât alături mai multe perspective diferite despre unul și același lucru și ajungi la aceleași concluzii, aceleași esențe stabile care nu se schimbă, oricâte perspective diferite ai adăuga. Și asta nu a spus. Și acesta era lucrul cel mai important. Cum se obține, cum se ajunge la împărăția cerurilor? Nu spune. Pentru că ne trebuie această stare de deschidere totală la oricare perspective diferite. Numai acceptându-le pe toate, alăturându-le, creierul produce o sinteză, o esență care le cuprinde pe toate. Această esență este de natură divină și are puterea de a ne face buni, blânzi, îngăduitori, înțelegători și slujitori. Și asta înseamnă să semeni sămânță bună în țarina ta. Capacitatea de sinteză o avem fiecare, trebuie doar perspectivele diferite alăturate, atât. Să nu ținem cu niciuna, este foarte important, ca să poată să se realizeze sinteza cuprinzătoare. Această sinteză cuprinzătoare este cea care ne dă acces la împărăția cerului și putere divină pe pământ. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrășmașul lui, a semănat neghină printre grâu și s-a dus. Iar dacă a crescut paiul și a făcut roadă, atunci se arată și neghina. Venind slugile stăpânului casei, îi zise, Doamne, n-ai semănat tu oare sămânță bună în țarina ta? De unde dar neghina? El răspunse, un om vrăjmaș a făcut aceasta. Servitorii îi ziseră, voiești atunci să ne ducem și să o plivim? El însă rosti, nu, ca nu cumva plivind neghina, să smulgeți odată cu ea și grâu. Lăsa să crească împreună și grâu și neghina până la seceriș. Și la vremea secerișului voi zice secerătorilor, priviți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul îl strângeți în jidnița mea. Interesant este de ce s-a întâmplat asta de a veni vrăjmașul. Vrăjmașul a corectat o dorință de lăcomie acolo. Că dacă nu era lăcomie, nu venea vrăjmașul. Sau dacă era dărnicie, nu venea vrăjmașul. O altă pildă le-a pus înainte, zicând, împărăția cerurilor
este asemenea grăuntelui de muștar pe care l-a luat omul și l-a semănat în țarina sa și care este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut este mai mare decât legumele și se face pom, încât vin păsările cerului și se sălășuiesc în ramurile lui. Deci ce este mic este mare, cel care merge în jos, în jos se înalță. Altă parabolă le-a spus lor, asemenea este împărția cerurilor a luatului pe care, luându-l o femeie, l-a ascuns în 3 măsuri de făină până ce s-a adospit toată. Toate acestea le-a vorbit Iisus mulțimilor în parabole și fără parabolă nu le grea nimic. Ca să se împlinească ce s-a spus prin prorocul care zice, deschide voi în parabole gura mea, striga voi cele ascunse de la întemeierea lumii. E dificil cu parabole, că oamenii nu înțeleg. Ei acceptă doar o zicere directă, când te adresezi lor direct. Numai adresarea directă ei o pot percepe. Dacă le vorbești în parabolă, așa nu înțeleg nimic. Sau nu sunt interesați. Oricum este ca și când ai vrea să nu înțeleagă, vrei să îi încurci, n-ai pe cine să încurci pentru că pe ei nu-i interesează nimic și le vorbești, dar le vorbești degeaba, că nu te aude și nu te ascultă nimeni. Este o zădărnicie. Omul care este pus mai sus nu poate realiza absolut nimic, pentru că Dumnezeu nu este cu el. Iar dacă ești jos, Dumnezeu face totul singur, fără tine. Și nu e nevoie de tine în nimic. După aceea, lăsând mulțimile, veni în casă, iar ucenicii lui s-au apropiat de el zicând, dezlușește-ne nouă pilda cu neghina din țărână. El le-a răspuns zicând, cela ce seamănă sămânța cea bună este fiul omului. Țarina este lumea, sămânța cea bună, aceștia sunt fiii împărăției, iar neghina sunt fiii celui rău, care și-a împărțit în bine și rău. A făcut pe Dumnezeu rău, pe soarele de iubire rău. Pe unii i-a ridicat, pe cealaltă i-a coborât. Când, de fapt, Dumnezeu vorbește prin fiecare, așa cum este rolul. Dușmanul care a semănat-o este diavolul. L-a făcut pe Dumnezeu diavol. Săcerișul este sfârșitul lumii, iar săcerătorii sunt îngerii. Deci după cum se alege neghina și se arde în foc, astfel va fi la sfârșitul veacului. Problema cu neghina nu este neghina, este vrăjmașul care a pus neghina. Vrăjmașul a venit pe un interior, pe interiorul lui, care era cu un orgoliu mare. Bineînțeles că a trebuit să vină vrăjmașul neapărat. Vrăjmașul este problema, nu neghina. Trimiteva fiul omului pe îngerii săi și vor culege dintr-o împărăție a lui toate zmintelile și pe cei ce fac fără de legea. Aiura, pentru că fără de legea este tot de la Dumnezeu. Spune el în Vechiul Testament că eu sunt și fără de legea din voi. Și încurcă ițele. Și vor arunca pe ei în văpaia focului. Acolo va fi plângerea și scrâșnitul dinților. Lasă că oamenii se aruncă singuri acolo. E nevoie să îi arunce cineva. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele într-o împărăție a tatălui lor. Cel ce are urechi de auzit să audă. Pentru că majoritatea oamenilor sunt orgoloși și sunt egoiști, normal că vor intra în conflict, dar este Dumnezeu care joacă rolul acela și nu putem să-L acuzăm pe El că nu face ceva bine. Acesta este nivelul pentru oameni acum. Altădată va fi altfel. Din suferințele prin care ei vor trece și conflictele pe care le vor avea, ei vor ajunge la înțelepciune și înțelegere. Întotdeauna este speranță. Nu e nimic rău. Cea prezintă lucrurile catastrofic, radical. Că oamenii care fac fără de legea sunt asemuiți cu neghina. Dacă noi am fi cum trebuie, nu ar avea nimeni nimic cu noi. Și foarte bucuros și vor arunca pe ei în văpaia focului, acolo va fi plângerea și scrâșnitul dinților. Adică e foarte fericit că Dumnezeu ajunge în văpaia focului. Cum spunea în psalm, scoate dinții, omoară, îndemn la ură, războinic. Omul care acuză, se acuză. Omul care judecă va fi judecat cu o forță mai mare. Și din cauza asta merită să fie răstignit. Dar Dumnezeu face fără de lege acolo pentru că ăsta este rolul pentru omul acela, pentru oamenii aceia. El nu poate să joace alte roluri. De ce el acuză pe Dumnezeu că e rău? Că joacă acel rol de om care face fără de lege. Omul lui Dumnezeu știe că peste tot este acela soare de iubire și joacă rolul și ia măști. Și nu poate să acuze rolurile pe care soare de iubire le joacă. Este imposibil. Această împărțire în bine și rău este diabolizare. Ne transformă în diavol. Continuu. În timp ce citim, noi ne diabolizăm. Pentru că ținem cu unii și luptăm cu alții și urâm pe alții. El ne zice, ăla e rău și noi pe el. Să-l urâm. Neghina, scoteți-o.
Păi nu e problemă, Neghina, e ăla care a făcut fără de legea. Vrăjmașul. Și de ce a venit vrăjmașul la tine? Atunci cei drepți vor străluci ca soarele într-o împărăția tatălui lor, cel ce a urât de auzit sau cei drepți. Adică cel care face fără de legea, nu-i tot Dumnezeu, că a zis acolo în Vechiul Testament că e tot el. Vrăjmașul din față nu este tot el? Nu există decât două persoane în lumea aceasta, noi și Dumnezeu. Toți ceilalți din jurul nostru sunt el care lucrează la noi corector și ne șlefuiesc și ne fac diamant. Păi nu e bine că ne fac diamant? Este piatră nobilă. Asemenea este împărăția cerurilor. Se spune că este rău. Dacă devii diamant, este rău. Dacă treci prin încercări de toate felurile și supus la presiuni mari sau la temperatură înaltă, este rău. Și nu e bine că te ajunge diamant. Păi diamantul e împărăția cerurilor. Acela este Dumnezeu. Și ca să ajungi diamant, trebuie să treci prin presiuni foarte mari. Ce să faci? N-ai cum să ajungi diamant. Altfel. Și el zice, este foarte rău că treci prin presiuni foarte mari. Păi lasă-mă, domnule, în pace să ajung diamant. După aceea discutăm. Întâi lasă-mă să ajung diamant. Asemenea este împărăția cerurilor cu o comoară ascunsă în țarină, pe care găsindu-o un om a ascuns-o și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Iarăși este asemenea împărăția cerurilor cu un neguțător care caută mărgăritare bună. Păi atunci lasă-mă să devin diamant. Dacă împărăția cerurilor se aseamănă cu un diamant, cu un mărgăritar bun, cu o comoară, lasă-mă să ajung la comoară și să devin diamant. Și aflând un mărgăritar de mult preț, s-a dus, a vândut toate câte avea și l-a cumpărat. Încă o dată, asemenea este împărăția cerurilor cu un năvod aruncat în mare și care adună tot felul de pești. Deci, sus este asemănat împărăția cerului cu un mărgăritar de mare preț, râvnit, dorit și pentru care a făcut totul ca să-l obțină. Păi și noi să facem totul, să ne lasăm pace, să facem totul ca să devenim diamanți. Diamante. Deci este în același timp asemenea unui năvod aruncat în mare și care adună tot felul de pești. Iar când s-au umplut, l-au tras năvodarii la mar și șezând au ales în vase ce era bun, iar cea rău, ce era rău, au aruncat. Bun, rău, bun, rău. Când de fapt nu este vorba despre împărțire în bun, rău. A căuta numai bine. Nu este exemplu bun, pentru că împărăția cerurilor se obține prin alăturarea perspectivelor diferite și opuse. Doar le alături și nu ții cu niciuna. Atunci creierul produce o sinteză, o esență, care le cuprinde pe toate, pentru că natura noastră este să ajungem în divin. Suntem făcuți să ajungem în divin. Creierul nostru asta face întotdeauna, atâta ne trebuie. Și aici este locul unde stăpânitorii lumii nu ne lasă. Ne dă doar perspective unice. Ce știu foarte bine ce fac. Dau perspective unice. Și nu lasă mai multe perspective. În mod normal, spre exemplu, când întrebi inteligența artificială, el ar trebui să pună acolo câte perspective diferite există. Să mă lasă pe mine să le aleg. Nu să îmi impună el doar o perspectivă unică. Pentru că atunci devine iară. Bine, diavol. Inteligența artificială polarizată este diavolul. Este satana. Clar, este satanic, dacă este polarizat. Deci nu este bun și potrivit acest exemplu că așa da, așa nu. Asta înseamnă diabolizare și împărțire. Și ia uite cum ne diabolizează Iisus, cel de sus. Iisus pus mai sus. Super Iisus. Așa va fi la sfârșitul veacului. Ieși vor îngeri și despărți vor pe cei răi din mijlocul celor drepți, iar îl împarte pe soare de iubire în rău și drept. Ce fel de scriptură poate să fie asta care cultivă împărțirea, diabolizarea? Pentru că atunci când împarte în bine și rău, noi vom căuta în viața noastră tot timpul același lucru, bine, rău, bine, rău. Și așa ne-au divizat. Ne-au învățat să căutăm tot timpul peste tot ce este bun, ce este rău, să dăm la o parte neghina, să alegem numai grâul bun, bobul bun, să alegem pești buni, pe cei răi să-i aruncăm. Despărți-vă pe cei răi din mijlocul celor drepți. Se despărțesc singuri. Nu e nevoie de îngeri. Cei care împart în bine și rău se duc în iadul întâi. Din cauza asta foarte puțini ajung în rai. Și foarte mulți în iadul doi apoi. Sunt despărțitorii, împărțitorii. Ăștia sunt acolo. Ajung singur, nu-i obligă nimeni. Și vor arunca în inima focului. Așa. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Așa. Deci știe. Știe foarte bine. Înseamnă omul care împarte în bine și rău, uite, acolo va ajunge în inima focului, unde va fi plângerea și scrâșnirea dinților.
Priceputați toate acestea? Ați priceput? Cu siguranță nu, pentru că a fost împărțirea acolo. Împărțirea aceasta este cea care te aruncă în iad. Întrebarea este, de ce m-ai aruncat în iad? În grâu bun și grâu rău și neghină, în pește bun și pește rău, ce m-ai împărțit? Ucenicii răspund, da, Doamne, iar el rostie, de aceea orice cărturar cu învățătură despre împărăția cerurilor este asemenea unui om gospodar care scoate din visteria lui noi și vechi. Și nu e asta împărăția cerurilor care împart. Asta nu e împărăția aceea, asta este împărăția diavolului. Împărțirea în bine și rău înseamnă diabolizare și înseamnă iadul întâi. Asta nu e împărăția cerurilor. Împărăția cerurilor nu împarte în bine și rău. Și pentru că nu împarte în bine și rău, nu vine niciun vrășmaș care să-i semene acolo neghină. A terminat problema cu neghină. Iar aici la pești, pescuiești după sufletul tău. Dacă în tine este iubire, pescui peștii care trebuie. Dacă și pești care nu sunt în ordine, este că tu nu ești în ordine interior. Întotdeauna noi primim din față ceea ce suntem noi în adânc, în ascuns. Iar el rosti, de aceea orice cărturar cu învățătură despre împărăția cerurilor este asemenea unui om gospodar care scoate din visteria lui noi și vechi. Nu este asta împărăția cerurilor. Iar după ce Iisus sfârși aceste pilde, se duse de colo. Să se ducă. N-a făcut decât să ne diabolizeze. Am împărțit de nu ne-am văzut. Și apoi tot timpul noi vom căuta să despărțim grâu de neghină. Peștele bun de peștele rău. Vom căuta mărgăritare bune. Când de fapt peste tot este același Dumnezeu. Este exact experiența domnului Aurel Simionescu cu piatra de la bordura unui trotuar. S-a dus la Institutul de Biologie cu doamna Marilena Godeanu după ce au terminat o conferință la Anatecor și au luat o piatră din asta urâtă. Au dus-o în laborator, au spălat-o, au pus-o aparatul acela care face fotografii și scoate în evidență câmpurile din jurul obiectelor, efectul Chirilian, după care a vorbit cu ea, am uitat să spun că avea 4 mm la început, aura. Și a vorbit cu ea și a ajuns la 40 de centimetri. Deci este vie, este Dumnezeu acolo. Și el aici caută mărgăritare. Păi piatra aceea este una cu mărgăritarul, cu diamantul. Este același soare de iubire în fiecare. Au doar proprietăți diferite, atâta. Și sunt fiecare utile în domeniul lor. Nu este una mai bună decât alta. Una este bună pentru ceva, alta e bună pentru altceva. Sunt egal de bune. Deci până acum, Iisus cel sus, pus, ne-a divizat de ne-a rămas la cap. Și veni în orașul său și învăță pe ei în sinagoga lor, așa încât ei stăteau uimiți și ziceau, de unde la el înțelepciunea aceasta și puterile? Au nu este acesta feciorul teslarului? Au nu se numește muma lui Maria și frații lui Iacob și Iosif și Simion și Iuda? Dumnezeu care vorbește acolo sau nu vorbește? Și surorile lui au nu sunt toate la noi? De unde deci la el acestea toate? Și se sminteau întru el. Iar Iisus le zise, nu este niciun proroc disprețuit fără numai în țara lui și în casa lui. Și ce dacă e disprețuit? Dumnezeu trebuie să fie și disprețuit. Nu trebuie neapărat să fie luat în atenție. Și nu făcu aici multe minuni pentru necredința lor. Aici îi pedepsi. Minunile. Asta este important la Iisus. Minuni. Iisus cel sus. Sus spus. Capitolul 14. Tăierea capului lui Ioan Botezătorul. Și Iisus face minuni fără margini, satură 5.000 de oameni, umblă pe mare, vindecă pe toți care se ating de el. Adică ceva mai sus decât altceva. Adică Dumnezeu e numai în unul, în celălalt nu e. Este ofensă adusă Creatorului Lumilor. Adică e mai multă Dumnezeu într-unul decât în altul. Unul e mai fiu decât altul. Când omul străzii, din omul străzii pe care l-am văzut, ieșea acela soare de iubire. Era sus acolo la prag, format din steluțe galbene care îi pâlpâiau aurii. Din omul acela, mizer, care mirosea urină, și sus care mirosea urină. A impresionat pe oameni și care n-a făcut niciun fel de minune. Sus acesta simplu, care mergea pe străzile Bucureștiului, beat, nu a făcut nicio minune. Și în el era Dumnezeu, Creatorul Lumilor. O să vedem ce... Ce nebunie, ce minte putem să avem, ce rușine, ce imensă rușine la oameni. Să ridice unul mai sus. De ce nu ridică pe omul acesta bețiv, în care a pornit mănunchiul acela de raze și n-a mai văzut nimica, mi-a acoperit totul în față. Eram în supa aceea de fericire aici pe pământ, datorită lui. Era Dumnezeu acolo în fața mea, ieșat și băut. Să facă ei religie din asta. Dumnezeu bețiv. O rușine pentru omenire. Din cauza lui Iisus, mai sus ei se omoară între ei. Tot din adinsul. Ai neghină, ăla e bob bun. Ai pește rău, ăla e pește bun. Divizare. Divide timpera.
Vizează-i, măi, și omoare după aceea, pune să se omoare între ei. Asta vor face că atâta le este mintea. În vremea aceea a auzit tetrarhul Irod despre faima lui Isus și a zis curtenilor săi, acesta este Ioan Botezătorul. El s-a sculat din morți și de aceea puterile lucrează întru el. Că Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță pentru Irodiada, femeia lui Filip, fratele său. Mereu minuni. Când la omul străzi, minune mare că era, că era beat, că era pișat pe el și nu știa de capul lui. Asta era o minune, este un miracol. Minunea nu este ceva excelent de bun. Minunea este că există soarele de iubire în orice om. Asta este minunea cea mai mare. O rușine pentru omenire. Să nu-L vadă pe Dumnezeu peste tot. O rușine. De aceea, poporul acela mic spun despre noi că nu merităm să trăim. Că nu suntem oameni. Normal. Nu suntem oameni. Dacă putem să împărțim pe Dumnezeu, pe soarele de iubire, în păcătos și nepăcătos, în drept și nedrept, în înfrânat și desfrânat. S-a sculat din morți și de aceea puterile lucrează întru el. Visa numai puteri. Pe ce putere era acolo în omul acela al străzii? Bețiv, care mirosea urină? Ce mare putere era acolo? Nu era Dumnezeu întreg în el? Cum să vedem ceva mai sus decât altceva? Mai poate cineva vreodată, dacă vede în fața lui un om al străzii, din pieptul căruia pornește soarele de iubire și el e bețiv, a făcut pe el miroase urât, toți își bag joc de el, e împuțit, e un nimeni. Mai poate cineva când vede soarele de iubire care iese din pieptul lui și acoperă tot orizontul și nu mai vede nimic în față, nimic, și se confruntă chiar cu creatorul lumilor în fața lui. De creatorul lumilor îl desparte doar niște haine rupte, un om beat care a făcut pipi pe el. Acesta este Dumnezeu. Mai poate omul acesta să meargă într-o biserică? Mai poate? Când l-a văzut pe Dumnezeu în fața lui? Mai poate să creadă în minciunile lor? Este imposibil. Este imposibil. Fiindcă Ioan îi zisese lui, nu ți se cuvine să o aibi de nevastă. De aceea Irod voia să-l omoare, dar se temea de norod, că îl ținea pe el de proroc. Ci prăznuind Irod ziua lui de naștere, fiica Irodiadei a jucat în mijlocul ospățului și a plăcut lui Irod, de unde, cu jurământ, a mărturisit ei că îi va da orice va cere. Iar ea, îndemnată fiind de mumă sa, dă-mi, zice ea, aici în tipsie, capul lui Ioan Botezătorul, îndemnat de mumă sa, ca să vezi ce poate să facă o femeie. Atunci tetraarhul s-a întristat, dar pentru jurământ și pentru comeseni a poruncit să îi se dea. Și a trimis și a tăiat capul lui Ioan în temniță. Și capul lui fu adus pe tipsie și fu dat fetei, iar ea îl duse mumei sale. Pentru moft, pentru nimic, pentru orgoliu. În urmă venind ucenicii lui, au luat trupul și l-au înmormântat și s-au dus să dea de știre lui Isus. Iar Isus, auzind, s-a dus de acolo cu corabia în loc de singuratic, dar aflând mulțimile, au venit după el pe jos din orașe. Și ieșind, văzu gulată multă și se făcu milă de ei și tămădui pe bolnavilor. Deci altceva nu face decât tămăduiește. Toată lumea tămăduiește. Adică îl tămăduiește pe Dumnezeu. Pe rău. Pe rău și bolnav. Și ieșind, văzu gulată multă și se făcu milă de ei și tămădui pe bolnavi. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la el și i-au zis, locul este pustiu și ceasul a trecut de acum, deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate, să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le răspunse, n-au trebuință să se ducă, dați-le voi să mănânce. Atunci ei îi spun, nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. El rosti, aduceți-mi acestea mie aici. După aceea a poruncit ca gulatele să așează jos pe iarbă și luând cele 5 pâini și cei 2 pești, a căutat spre cer, a binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat prisosul de fârmituri 12 coșuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. După aceea Iisus sili pe ucenici să intre în corabie și să tracă înaintea lui, pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. Iar dând drumul mulțimilor,
s-a suit în munte, în singurătate, ca să se roage. Și în faptul serii era acolo singur. Nici altă preocupare n-a avut decât să facă minuni. În vremea aceasta, corabia era în mijlocul mării, muncindu-se de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte veni la ei Iisus, umblând pe mare. Văzându-l umblând pe mare, ucenicii se spământară, zicând că e nălucă și de frică au strigat. Dar el l-a vorbit îndată, zicându-le, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Deci care altă minune poate să fie mai mare decât să fii bețiv, să faci pipi pe tine, să fii nespălat, mizer, bătut de toți, jăgărât și să iasă din pieptul tău soarele de iubire, Dumnezeu din lumea de dincolo, să fie în tine. Poate să existe o minune mai mare decât asta? Dumnezeu acolo poate exista? Poate există o altă minune mai mare decât faptul că existăm? Păi e destul. Existăm și să fim fericiți. E cea mai mare minune posibilă pe pământ. Omul umil și simplu nici nu se uită la lucrul acesta. Îi se face scârbă. Toată povestea este dusă la extrem, ca să-l ridice cerul, să-l facă Dumnezeu pe pământ. În omul acela simplu și bețiv, era Dumnezeu pe pământ. Dar în spatele lui nu face nimeni o religie sau biserică. Să-l facă așa, să facă o pictură cu o sticlă de țuică într-o mână, cu hainele rupte pe el, cu soarele de iubire ieșind din pieptul lui. Ar fi frumos o asemenea pictură. Oamenii se închină la nimic și Dumnezeu vine în fața lor și le resping. Îl bat, îl jignesc, îl calc în picioare, îl umilesc. Cum era Sfântul cu cisme, își băteau joc de el și acolo era Dumnezeu. De Dumnezeu întotdeauna oamenii își bat joc, să știi asta. Și nu-l venerează nimeni pe Dumnezeu. Toată lumea îl venerează pe diavol că e pus mai sus, se închină la diavol. Eu, pe primul plan, binele meu, adevărul meu, dreptatea mea, mai presus decât toate. Omul se face Dumnezeul său, îl dă afară pe Dumnezeu cel adevărat. Se ridică pe sine și coboară pe ceilalți. Nu este diavolul ăsta? Deci aceste minuni, false minuni, fără niciun fel de importanță, neagă minunile fundamentale ale Creatorului Universului, care sunt viața, toată natura care se sacrifică pe sine, asta este o mare minune. Pentru noi. Tot ceea ce există se sacrifică pentru noi ca să trăim. Nu e minune asta. Nu e minune în noi, inima. Bate o viață întreagă, nu e minune. O celulă face 1.000.000 de operații pe secundă. Nu e o minune asta. Aerul ne ține în viață, soarele ne dă lumina și căldura lui și nu face diferențe între păcătos și sfânt, între neghină și grâu și bob bun, între pește bun și pește rău. Dacă nimic din natură nu face diferență, noi de ce facem diferență? Cine suntem noi să-L împărțim pe Dumnezeu în bucăți? Dacă toată natura, tot ce există, privește pe Dumnezeu ca întreg, nu știe altceva decât să sacrifice pe sine pentru ceilalți, noi de ce ne ridicăm pe noi mai sus? De ce? Atunci Petru răspunzând a zis, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să viu la Tine pe apă. El a zis, vino. Iar Petru, pogorându-se din corabie, a mers pe valuri și a venit către Iisus. Dar când văzu vijelia, se temu și începând să se cufunde în mare, strigă, Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzându-și mâna, grabnic îl apucă și zise, puțin credincioșule, pentru ce te-ai îndoit? Și suindu-se ei în corabie, s-a potolit furtuna. Și accentul este pus pe o credință într-un miracol. Asta este Noul Testament. Credință într-un miracol? Imposibil. Adică în niște puteri mai mari decât Dumnezeu. Dumnezeu muncește acolo, îți bate inima și noi visăm la mers pe apă. Dar asta este important. În scena asta, ce este important? Că organismul nostru, organismul lui Dumnezeu, El îl ține în funcțiune, bătând inima, făcând 1.000.000 de operații pe secundă pe o celulă, respirând. Asta este minunea. Nu că merge pe apă. Este indiferent. Deci nu-L interesează. Deci, făcut, să ne închinăm la cineva ce nu a fost, care a făcut niște minuni care nu interesează pe nimeni din universul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este interesat să meargă pe apă, să vindece oameni. El le dă oamenilor suferință. Suferințele sunt cea mai mare vindecare. Nici nu se gândește să le ia suferințele. Și asta face de când există omul pe pământ. Nimic nu s-a schimbat din voința lui. Și am putea să ne întrebăm, care sunt realizările creștinismului? Oamenii se omoară între ei continuu. 1.000.000 au murit anul trecut în țara de deasupra noastră. Se urăsc între ei, se bat toată ziua, zboaie, rachete, se numesc creștini. Ce creștinii se bat și se omoară? De ce evreii nu se bat? De ce ei sunt jos? De ce ei merg în jos și de ce noi mergem în sus? Faza este, de fapt,
crezi și nu poți să crezi în ceva pus mai sus niciodată. Nu poți să te bazezi. Nu poți să urmezi niciodată pe cineva pus mai sus. Imposibil. Poți să urmezi pe omul simplu și modest, dar pe un om pus mai sus nu poți să-l urmezi. Pentru că nu e nimic adevărat din ceea ce face, din ceea ce a fost pus să fac. Dacă era simplu și modest, nu făcea miracole și minuni, nu vindeca pe nimeni, nu învăța pe nimeni, nu mergea pe apă. Acel om puteai să-l urmezi. Aici apare altă problemă. Nu ne convine să fim înfrânți cu inima, pentru că atunci dispar bisericile, dispare religia, nu mai putem să căutăm să fim mai bogați, nu mai vedem pe ceilalți diferiți, nu mai putem lupta cu ei, nu ne mai putem supăra pe nimeni, nu mai vedem rău și vinovați niciunde și stăpânitorii lumii dispar în universul nostru. Și suindu-se ei în corabie s-a potolit furtuna, iar cei din corabie ei s-au închinat zicând, cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu, mamă. Fiecare din noi este soare de iubire. Adică, dacă nu mergi pe apă, nu ești Fiul lui Dumnezeu. Adică, omul acela al străzii, care mirosea urină și era beat, turtă, și din pieptul lui ieșea acela soare de iubire din lumea de dincolo, nu era Fiul lui Dumnezeu? Mai ăla care merge pe apă, e Fiul lui Dumnezeu? Acela care era beat nu făcea minuni, dar din pieptul lui ieșea soare de iubire. Era același al nostru Dumnezeu. Și trecând marea, au venit în pământul Genisaretului, dar cunoscându-l pe el, oamenii locului aceluia au trimis vorbă în tot acel cuprins și au adus la el pe toți bolnavii, toți bolnavii. Și îl rugau să-i lase numai să se atingă de poala hainei lui și cât se atingeau, se vindecau de plin. Uite-te și tu, miracol, minune. Omul străzii nu se atingea nimeni, mai îl călcau și în picioare, îl scuipau. Și din pieptul lui ieșea soarele de iubire. Ce rușine pentru omenire. Să te închini la fantasme, la povești. Vine Dumnezeu real, real, în fața ta. Tu îl desconsideri. Râzi de el, bați, îl alungi. Este acolo soarele de iubire, Dumnezeu întreg. Dumnezeu bețiv, trădător și mincinos. Cine să-l urmeze? Cine să-l vadă pe Dumnezeu peste tot? Noi căutăm tot timpul ceva mai grozav decât altceva, care se cheamă diavol. Pe Dumnezeu cel adevărat, îl scuipăm, îl bajocorim, râdem de el și îl urâm. Păi întotdeauna îl urâm numai pe Dumnezeu. Asta este. Și-au adus la el pe toți bolnavii și îl rugau să-i lase numai să se atingă de poala hainei lui și cât se atingeau, se vindecau de plin. Ce nebunie! Ce rușine!